că de câte ori te văd, mi-aduc aminte de câte ori te-am văzut în toate filmele. În toate rolurile din toate filmele. Practic, la un moment... Ia să vii la teatru să mă vezi. Când? Când vrei tu. Unde jucați, doamnă? La Teatru Odeon. Aoleo. Da. De ce, aoleo? Nu, aoleo în sensul în care de obicei actorii care joacă în filme sau în seriale ilustrează faptul că munca de teatru este total diferită față de cea de film. Într-una trebuie să fii mai expansiv, într-una trebuie să fii mai minimalist. Dumneavoastră, ce părere aveți despre nu asta? Nu sunt de acord cu ce ai spus acum. E aceeași profesie cu mai multe fațete. Nu este total diferită. Expresia și felul în care... Da, sunt ușoare modificări, dar nu este total diferit. Adică undeva ele se întâlnesc, firește. Că dar trebuie să le dozezi altfel. Trebuie să le dozezi altfel. Acum, normal că dacă joci la sala mare de la Național, trebuie să împingi cuvântul ca să ajungă până în ultimul rând sau până la balcon. Dar, până la urmă, în esență... E aceeași sensibilitate și același gând. Dacă gândul e adevărat, ajunge adevărul și la tine. Ați fi putut să o impersonați pe doamna Irena Ceaușescu atât în film cât și la teatru? Adică ar fi existat fațete și valențe diferite? Cred ale că ar fi fost obositor psihic să mă întâlnesc cu ea mai multe seri la rând sau stagiuni. Pentru că într-un teatru de repertoriu se presupune că joci un spectacol, mai multe stagiuni. Și cred că nu mi-ar fi făcut plăcere. Așa, într-o întâmplare, în 10 zile de filmare, să mă întâlnesc cu acest tip de personaj, e posibil. Dar altfel, nu e un personaj pe care ți-l dorești neapărat să-l ai aproape de suflet. Consider că a fost un personaj urât de către poporul român? Tu ce zici? Asta nu spui, ești prea mic și tu n-ai niciun reper. Ba da, am reperele, dar voiam să te întreb treaba asta în ideea în care dacă tu ai intrat adânc în personaj... Cumva mă gândesc că ai găsit poate și niște scuze, între ghilimele, poate ai găsit și niște motivații acolo și tocmai de asta te întreb, că ai fost mai aproape. Nu, n-ai cum să, pentru că noi n-am avut acces la tipul ăsta de informații. Research-ul nostru a fost foarte, foarte limitat, pentru că nu există, n-ai cum să te documentezi. Numai că eu am tot discutat despre asta cu regizorul, cu producătoarea, că ea cu siguranță, ea a fost și mamă. Și cu siguranță la micul dejun era o mamă care își mângâia copilul, care îi împingea farfuria, cu care conversa. Și cu siguranță exista această latură maternă a ei, care în general salvează un persoană. A, că după aceea ea a vrut să se implice și s-a implicat mult prea mult în viața fiecărui copil, în viața privată, amoroasă a fiecărui copil. Da, era un om prost și atunci omul prost fără lecturi, firește că și reacțiile și atitudinile și prima mână sunt foarte limitate, și, dar cu siguranță în noi toți există și un bine și un rău, noi nu suntem numai așa, numai într-un anume fel. Eu mă bucur foarte mult că n-am sesizat nicio reminiscență a doamnei aici în discursul tău, că m-aș fi speriat un pic. Să ferească Dumnezeu să luăm personajele cu noi pe stradă. N-ai simțit că te-a urmărit sub nicio formă? Nu. Nici am ea, nici alt personaj? Am lăsat-o pe platou. Ok, dar tu ai avut o copie? Te urmăresc în sensul că te bântuie, pentru că și lucru la teatru, știi, când știu că vineri am spectacol, deja cu câteva zile înainte, acel caracter pe care urmează să-l joc vineri, el ușor, ușor se insinuează în viața mea, în gesturile mele, în viața mea privată, pentru că se duce gândul înspre ce urmează să fac vineri. Dar asta nu înseamnă că sper că sunt atât, că pot să fac pasul înapoi și să mă detașez, pentru că n-ar trebui să confundăm profesia cu viața privată. Okay. Acum sunteți în pauză de filmare la Clanu? Nu. Deci sunteți în plin proces. Da. Deci urmează sezonul al treilea. Da. Nu poți să ne dai spoilere, că știu că nu poți să ne dai spoilere. Care ți este cel mai apropiat de suflet personaj de acolo? Hai, nu, actor, nu personaj. Că știu că lucrezi cu domnul George Mihăiță, știu că lucrezi cu mai mulți, adică da, e treaba serioasă. N-am mai lucrat cu George până acum, e adevărat, mă gândeam dacă ne-am întâlnit în teatru, nu ne-am întâlnit, mă bucur foarte tare. Cu George am avut destul de puțin, mai mult am avut cu Șerban Pavlu, cu care din nou e prima dată când lucrez și m-am bucurat foarte tare de asta. Și cu cei tineri pe care nu i-am întâlnit până acum în teatru,
ei fiind foarte tineri, cu Alexandra. M-am bucurat, mă bucură întâlnirea cu ei, că sunt minunați. Și echipa e foarte faină și tot ce se întâmplă acolo. Sunt super profesioniști și de-aia și proiectul și ceea ce ajunge la public, la spectatori, e de, chiar de mare calitate. Acum n-ai și pauză? Adică nu poți să pleci tu într-un concediu, într-o ceva cu familia? O să plec, dar mai spre august. Deocamdată încă mai joc, deocamdată am un copil care a dat capacitatea și așteptăm să facem opțiunile, să ne regăsim pe lista liceului dorit, să depunem dosare, mai sunt niște lucruri de făcut. Sunt emoții? Sunt emoții, da. Că aș vrea să fie așa cum își dorește el. El vrea să învețe dimineața, să poată continua cu basketul. Cel mare n-a terminat sesiunea, așteptăm să vină și el acasă. Plecați toți? Da. Cel mare încă mai merge cu voi? Da. E mare. Are 20 de ani. Și are și el o fată cu care să plece. Da. O să plece și cu o fată, și cu prietenii, și cu mai multe fete. Pleacă cu prietenii de aici, pe care i-are din perioada liceului, dar o să meargă cu noi. În fiecare an vrea să meargă cu noi, ceea ce pe mine mă bucură foarte tare. Se distrează foarte tare cu noi, ei, da. Normal, pentru că tu ești foarte fan. Dar dincolo de latura asta fan, mi-a venit o întrebare care e super basic, însă mi se pare că tu ești foarte, foarte volubilă și vreau să știu care e cea mai mare teamă a Elvirei Deatcu. Teama de boală. Și teama de boală când devii o povară pentru cei dragi. Asta e cea mai mare teamă mea. Okay. Îți mulțumim foarte mult, ești absolut extraordinară și să aveți vacanță plăcută. Mulțumesc!